la vârsta de 53 de ani, Raisa Lvovna avea o autoritate bine meritată de ghicitoare și o reputație de vrăjitoare bine stabilită. Adică o femeie cu abilități speciale. Din această cauză, inamicii ei se temeau să-și manifeste deschis antipatia față de ea. Și dacă aveau pretenții, le ascundeau cu grijă. Erau puțini. În general, oamenii se adresau la ea pentru ajutor ea nu făcea ierburi magice și nu vrăjea sub lună. De asemenea, nu folosea nicio tehnică suspectă. Nu atrăgea mirese și nu ajuta la îndepărtarea soțului de la soție la amantă. Deloc, totul era mult mai simplu. Prin așezarea unei cărți de joc, Rai Salvovna ajuta oameni în situații dificile, oferind asistență psihologică unei persoane care nu a reușit să o obțină de la un psihoterapeut licențiat ea putea determina diagnosticul unei boli acolo unde medicina tradițională s-a dovedit a fi neputincioasă. Femeia a folosit tehnici care erau singure de înțeles, echilibrându-se la granița dintre știință și ezoterică. Niciodată și nimănui nu își spunea secretul. Și doar ea singură știa că toate cauzele nenorocirilor umane provin din prostia sau neatenția lor. În general, femeia avea o gândire logică și o folosea activ. Într-o seară rece de noiembrie, când Raisa Vovna se așezase confortabil pe canapea sub o pătură caldă, a sunat la ușă. Femeia nu aștepta pe nimeni. Ea tocmai își făcuse o ceașcă de ceai aromat și-a pus pe măsuța de cafea o farfurie cu biscuiți cu zahăr. Gata să se bucure de vizionarea serialului curent, atât de asemănător cu toate cele precedente. Uneori își organiza un răgaz sub zunzetul liniștit al televizorului în timp ce pe ecran se derula un complot primitiv și previzibil, creierul ei se odihnea de muncă. Fără să-și dea seama, femeia s-a ridicat de pe canapea și s-a îndreptat spre ușa de la intrare. Neașteptata vizitatoare s-a dovedit a fi vecina de la etajul 2. O femeie politicoasă și plăcută, adesea vorbeau mult timp, întâlnindu-se la intrare sau în curte. Raia, nici nu știu cum să spun o poveste atât de complicată. A început să vorbească vecina, salutându-se cu dispreț și cerându-și scuze pentru vizita târzie. Am o prietenă, ea lucrează ca avocată la o fabrică de îmbrăcăminte, care aparține unui fel de bogăt. Are câteva, sunt situate în diferite orașe. Raisa vovna o asculta cu atenție pe vecină. Încă nu înțelegea esența cererii Este vorba despre faptul că acest bogat are o fică, care s-a îmbolnăvit brusc și starea ei se înrăutățește cu fiecare zi. Tratamentul nu ajută. Prietena mea simpatizează cu șeful ei, nimic personal, pur și simplu spune că este un om bun. Așa că, într-o zi, ea a făcut o aluzie la abilitățile tale. Îmi pare rău, dar uneori i am povestit cum îi ajuți cu iscusință pe oameni, iar el a cerut-o pe prietena mea să-ți dea numărul de telefon, dacă nu te superi. Raisa vovna nu era sigură ce să creadă despre această poveste. Bine, dă numărul meu de telefon prietenei tale, a spus ea în cele din urmă. Nu voia să se implice în această chestiune, dar nu voia să o supere pe vecină, care avea intenții bune. Timpul va arăta, a gândit ea. Dacă acestor oameni le este nevoie de ajutorul meu, vor suna, iar dacă nu, atunci e bine și așa. După ce a salutat-o pe vecină, femeia s-a întors la vizionarea serialului. A doua zi, după amiaza, a sunat un bărbat care se prezenta ca Alexei Vladimirovici și a cerut o întâlnire personală, invocând recomandările primite de la avocata sa. Vocea bărbatului era aspră, dar și oarecum umbietoare. Perai Salvovna a impresionat-o și a făcut să vrea să-l vadă pe posesorul unui asemenea bariton plăcut. Întâlnirea lor a avut loc într-un mic cafenea din centrul orașului. Atmosfera era modestă, dar confortabilă. Erau puțini oameni și mesele erau așezate la o distanță decentă una de cealaltă. În general, totul era favorabil unei conversații plăcute și neforțate. Am decis să vă cunosc personal înainte de a vă propune o colaborare, sper că nu vă va părea o lipsă de respect, a început el politicos. Când Rai Salvovna a ajuns la locul stabilit, bărbatul o aștepta deja la intrare. Femeia îi trimisese în prealabil un mesaj în care îi spunea că are părul castaniu prins în coc și că poartă un palton de culoare. Așadar, nu a fost greu să o recunoască. După ce s-au salutat și s-au prezentat, Alexei Vladimirovici a deschis politicos ușa și a invitat-o pe Rai Salvovna să intre. El o privia din colțul ochilor încercând să nu se dea de col. Colega lui, cea care îi dăduse recomandări acestei femei, îi povestise despre abilitățile ei magice, cu ajutorul cărora aceasta făcea minuni. Așadar, era de înțeles că Alexei Vladimirovici se aștepta să vadă fie o bătrână, slabă și zdrențuită, fie o doamnă exotică îmbrăcată în haine nepotrivite. Câte surprins a fost el când în fața lui a apărut o femeie tânără și zveltă cu o față plăcută și bună. Părul ei lung și des era strâns într-un coc complicat, iar câteva șuvițe, care ieșeau din coafură, formând frumoși cârlionți, îi cădeau pe umeri. Soarele rece de noiembrie îi lumina părul, făcându-le să strălucească cu sclipiri aurii și roșii. Pe femeie avea un palton la modă de culoare albastru închis și o mică poșetă în ton, pe care o ținea cochet sub braț. După ce s-au așezat la masă și au făcut comanda, au tăcut câteva minute. Rai Salvovna a spus că nu vrea nimic altceva decât cafea. Alexei Vladimirovici a comandat și el cafea și desert pentru amândoi. Poate că vă va mai veni poftă, a spus el. Femeia, la fel ca și el, îl studia pe interlocutorul ei. Bărbatul ei era vreo 50 de ani. Raisei Ilvovna nu i-a plăcut figura lui atletică, în ciuda vârstei sale, iar înălțimea lui impunătoare corespundea vocii sale puternice. Fica mea, Ecaterina, nu a fost niciodată grav bolnavă, doar în copilărie a avut câteva răceli, dar s-au vindecat repede, a început el povestea. Dar apoi a apărut brusc o boală necunoscută. Starea ei s-a deteriorat rapid. Totul s-a întâmplat atât de repede, încât nu am avut timp să mă desmeticesc. Într-o săptămână, pur și simplu s-a culcat în pat, forțele ei se epuizau. Cu fiecare zi, totul devenea mai rău. Toate analizele și examinările nu au dat rezultate. Medicii doar își dau din numeri. Faptul este că nu o putem transporta, altfel am fi fost deja într-o clinică din străinătate. Iar acum a intrat în comă, el și-a lăsat capul în mâini. Pe fața lui se citea o disperare atât de mare, încât era imposibil să rămâne indiferent la durerea tatălui. Iar mama fetei? A întrebat cu grijă Rai Salvovna. Am divorțat încă de când de Caterina era un copil alăptat. Sofia, fosta mea soție, s-a dovedit a fi o păpușă. Nu-i trebuia un copil și grijile legate de el. În acel moment, eu încă nu eram atât de de succes ca acum, așa că ea nu prețuia și relația noastră. O interesau doar companiile vesele și divertismentul. El a tăcut. Cred că nici ea nu simțea o dragoste deosebită pentru mine, ci s-a căsătorit doar din impuls. Eu eram atunci nebunește îndrăgostit de ea. Ce să fac? Era o femeie strălucitoare, frumoasă și curajoasă, care mi-a sucit repede capul. Doar după nașterea Ecaterinei, mi-am dat seama că lângă mine era un om dur și fără suflet. Ea a început un roman și a plecat cu iubitul ei la mare. Dar când s-a întors, am depus divorțul. Ea nu a fost împotriva, chiar s-a bucurat când am spus că nu-i voi da copilul. Mai târziu, ea a fost de acord cu decăderea din drepturile părintești. Foarte ușor a fost de acord. Vă spun toate acestea, pentru că este o poveste care nu mă mai atinge de mult. Totul este de mult în trecut. Nu mai trebuie nimeni, în afară de fiica mea. M-am bucurat atât de mult de felul în care creștea ca o fetiță minunată. Fiecare zi petrecută cu ea era pentru mine o fericire. Iar acum stă neputincioasă, și nu știu ce să fac. Sunt gata să dau toate banii mei, doar ca țăței să se facă bine. De aceea, Mă adresez dumneavoastră cu rugămintea de a mi ajuta fica cu metodele dumneavoastră neconvenționale, dacă este posibil. Bărbatul a privit direct în ochii rai Seilvovna. Ea l-a ascultat cu atenție, iar privirea ochilor ei mari, căprui, era plină de compasiune și căldură. Voi încerca să vă ajut, dar vreau să vă avertizez. Nu vă așteptați la minuni. Niciodată nu dau garanții, pentru că totul este imprevizibil el a clătinat din cap. Desigur, înțeleg, dar nu știu unde să mă îndrept. Iar acum mai am și o călătorie urgentă. Trebuie să fiu la cealaltă parte a țării la ora 14. Acolo am și eu o fabrică, care a fost inaugurată recent. Trebuie să ajut la punerea în funcțiune, să găsesc buni specialiști. În general, să lansez procesul. Vreți ca eu să fiu și bona fiicei dumneavoastră, a presupus Rais Salvovna. Da, asta vreau și eu, nu sunteți împotriva. Deloc, sunt de acord. Dimineața de vremea zilei următoare, Rais Salvovna a pășit pe pragul casei, unde avea să petreacă o perioadă nedeterminată de timp. Casa a impresionat-o nu atât prin dimensiunile și luxul ei, cât prin atmosfera specială. Aici era pur și simplu bine și confortabil. Se simțea că în această casă oamenii se iubesc și se prețuiesc. Toate camerele din casă s-au dovedit a fi spațioase și luminoase, cu ferestre mari, ceea ce dădea senzația de libertate. Și deși mobila și diversele obiecte erau în cantitate suficientă, nu se crea senzația de aglomerare. Părea că totul aici se află la locul său. În mod deosebit, Raisei vovna i-a plăcut bucătăria, la fel de luminoasă și spațioasă. Acolo o aștepta pe doamna Oxana, bucătarul și menajera în același timp, după cum ea însă și a spus. Era o femeie plinuță și roșie la față, ceea ce nu o strica deloc. Pe buze îi zâmbea o jumătate de zâmbet, iar ochii ei erau buni și atenți. După ce le-a cunoscut pe femei și a făcut pentru Rai vovna o scurtă excursie prin casă, Alexei Vladimirovici a condus noua cunoștință în dormitorul fiicei sale. Acolo, pe o pat larg, acoperită până la piept cu un cearșaf alb, zăcea o fată subțire de vreo 16 ani. Ochii ei erau închiși, iar fața ei părea neînsăflețită din cauza nuanței ei mortificant de palide. De la o mână a fetei se întindea o pereche de linii de picurător. A doua mână stătea fără putere deasupra cearșafului părul ei blond îi încadra fața dragă. Pe frunte se vedeau mici picături de transpirație. Toată imaginea văzută provoca milă și compasiune. Alexei Vladimirovici s-a plecat peste fiica sa și a sărutat-o cu bâlândețe, atinând-o abia cu buzele pe obraz. În ochii lui erau lacrimi și el s-a întors ca să le șteargă discret. De două ori pe zi vine o asistentă medicală, ea schimbă medicamentele și vitaminele conform programului medicului, a spus bărbatul. Iar dumneavoastră trebuie doar să fiți alături de Ecaterina, dar și să faceți ceea ce considerați necesar, a adăugat el nesigur. Nu vă faceți griji și plecați în călătoria dumneavoastră, i-a răspuns Rai Salvovna. Vă promit că voi fi foarte atentă la fica dumneavoastră. Ea a pus un accent deosebit pe ultimele cuvinte. Alexei Vladimirovici a tresărit ușor de surpriză. Asta a sunat ambigu, a gândit el. Dar timpul era scurt, era timpul să plece în drum. Bărbatul s-a despărțit de Rai Salvovna și Oxana, iar apoi a părăsit casa. În curând va veni Angelina, a murmurat Oxana, strângându-și buzele. Așa o chema pe asistenta medicală care venea. Femei stăteau în bucătărie. Raisa tocmai părăsise dormitorul fetei, unde stătuse tăcută la căpătiul ei și se gândea. Oxana aruncă o privire nușa în între deschisă și o chemă cu degetul. Hai să bem ceai, Ecaterina, până nu e nevoie de nimic, a spus ea tristă. Și acum stăteau la masă, acoperită cu o față de masă, și purtau o conversație ușoară. Mi se pare. Sau chiar aveți o atitudine preconcepută față de asistentă medicală? a întrebat Raisa Salvovna. Vorbind sincer, nu-mi place, a răspuns Oxana. Pare că și cunoaște bine munca și femeia este politicoasă. Dar ceva mă neliniștește. Raisa Salvovna nu s-a grăbit să răspundă, ea asculta sentimentele ei. Ei plăcea Oxana. Potrivit spuselor ei, femeia lucra de mulți ani în această casă. Iar atitudinea ei bună și atașamentul față de membrii familiei se vedeau în fiecare cuvânt. Și pe soția lui Alexei Vladimirovici o cunoșteați. Am prins-o deja în pragul divorțului. O prostie, o fată răsfățată. Nici măcar nu știu ce a găsit stăpânul în ea. Dar se spune că dragostea orbește. Bine că s-a trezit repede. Mulțumesc lui Dumnezeu că Ecaterina seamănă cu tatăl ei. Ea este o fată foarte bună, de ce mi s-a întâmplat această nenorocire? Conversația lor a fost întreruptă de sunetul unui apel la ușă. Oxana s-a grăbit să-l lase să intre pe asistenta medicală care sosise. Mă numesc Raisa Vovna, am spus noua bona a Ecaterinei. Mă numesc Angelina, a zâmbit asistenta medicală. Nu este necesar să fiți prezentă la schimbarea medicamentelor. Puteți să vă odihniți pentru moment. Vă mulțumesc, nu sunt obosită, voi sta lângă fată. A răspuns femeia cu același zâmbet politicos. Ea a urmat-o pe asistenta medicală în camera Ecaterinei, observând-o cu atenție. Angelina era o femeie destul de tânără, cu o figură rotundă și provocatoare și, se pare, era foarte mândră de asta se mișca ușor, bucurându-se de sine, iar buclele ei artificiale, dobândite în urma unei permanente, se legănau ritmic în timp cu mișcarea șoldurilor pline. Bună ziua, scumpa mea, s-a adresat Angelina fetei aflate în comă. Rai Salvovna a tresărit involuntar. De ce? Ce fel de prefăcătorie este asta? Copilul nu o aude, oare joacă un spectacol pentru mine? Dar de ce? Angelina a început să-și îndeplinească sarcinile, iar Raisa vovna s-a așezat într-un fotoliu lângă fereastră și a privit distrasă la ceea ce se întâmpla. Iată și gata, a anunțat asistenta medicală. A ambalat cu îndemânare în pungă, amprentele goale și celelalte obiecte folosite de ea. După ce a înfășurat punga, a legat-o cu un nod puternic și a aruncat-o în geantă. O să arunc pe stradă, ei bine, scumpa mea, până seara. Și a dat din cap Raisel Vovna. La revedere, nu trebuie să mă conduceți la drum, știu. Bine, la revedere, i-a răspuns femeia Anton. A continuat să stea așezată la fereastră, care se afla spre stradă. Iată că asistenta medicală a ieșit, s-a uitat în jur și s-a îndreptat spre intersecția aglomerată pe drum i-au picat cel puțin trei urne. Asta Rai Salvovna a văzut-o foarte clar. Dar nici într-una dintre ele Angelina nu a aruncat punga cu resturile medicamentului. A fi putut să uite de pungă, a gândit femeia. Dar ceva îi spunea că totul nu este așa cum pare. Fata de pe pat continua să stea la fel de fără putere. Pe fața ei palidă se vedeau clar vânătăi sub ochi închiși. Întregul si, Raisa vovna a umblat prin casă, de la dormitorul Caterinei la bucătărie și înapoi. Sau pur și simplu se plimba prin camerele accesibile ei. Ea se gândea la mișcare, care îi ajuta mereu să construiască lanțuri logice. Oxana se ocupa de treburile ei, fără să o deranjeze pe femeie de la ceea ce făcea, înțelegând că nu umbla prin casă degeaba. Când timpul a început să se apropie de sosirea următoarei asistente medicale, Raisa vovna a venit în bucătărie, s-a apropiat de Oxana și a declarat, nu o vom lăsa să intre în casă. Pe cine? A întrebat Oxana, surprinsă. Pe Angelina. Dar cum rămâne cu medicamentele? Copila se poate agrava. Nu se va agrava, mai ales că în perfuzie mai e mult medicament. Ce va spune Alexei Vladimirovici? El nu va afla. Nu, mie nu îmi place asta, a zis Oxana. Nu sunt de acord cu asta? Încrederea ei inițială în noua cunoștință începuse să se clatine. Nu înțelegea ce plănuiește această femeie ciudată. Bine, să intre în casă, dar în dormitor nu o voi lăsa, a spus ferm Rai Salvovna. Atunci puteți să-mi explicați ce se întâmplă? A întrebat Oxana, deja nervoasă. Raisa Lvovna i-a luat mâinile în ale ei și a cerut cu sinceritate, Te rog, Oxana, crede-mă, eu, la fel ca și tine, doresc doar ca Ecaterina să se facă bine. Cum ar fi putut să-i explice femeii acțiunile ei? Nu avea nicio dovadă, doar presupuneri. În acel moment, a sunat din nou la ușă. Oxana, roșie de emoție, s-a grăbit să deschidă, dar Angelina a ajuns la destinație deodată, a dat peste un obstacol. Cu spatele sprijinit de ușa închisă a dormitorului, Rais Salvovna îi zâmbea cu amabilitate. Dați-mi voie să intru. A zis cu voce tare, iar vocea asistentei medicale a căpătat note ascuțite și plângăcioase. Astăzi s-au făcut suficient de multe injecții, a zis ferm Rai Salvovna. Ce vă permiteți? Sunteți doctor? cine v-a dat dreptul? Îmi pare rău, Angelina, dar nu te voi lăsa să intri. Ce naiba se întâmplă? De la confuzie, Angelina se agita pe loc, dar nu îndrăznea să intre în conflict deschis. Această femeie părea prea sigură pe ea. Dar așteptați, a șoptit răutăcios asistenta medicală și a scos telefonul din geantă. A găsit rapid numărul dorit și a început să urle în receptor, Domnule doctor, nu pot intra la Ecaterina. Aici o nebună de îngrijitoare nu mă lasă. A ascultat răspunsul, a mai încercat să se indigneze, apoi a dat din cap, primind instrucțiuni de la cealaltă parte a firului. După aceea, a închis telefonul și s-a întors spre femeia care păzea ușa dormitorului. Acum plec, dar mâine vom veni împreună cu doctorul. Atunci vom vedea cine e mai important aici. Cu aceste cuvinte, s-a întors mândră și a ieșit rapid din casă. Ce naiba s-a întâmplat? A spus Oxana. Ea a urmărit ce se întâmpla, uitându-se prin o mică crăpătură din camera vecină. Gena Ilici, medicul curant, după cum înțeleg, a spus Raisa Salvovna. Oxana a dat din cap, nu se mai ascundea și s-a apropiat. Iar acum o întrebare, a continuat Raisa, privind o gânditoare. De ce asistenta medicală a sunat la doctor, nu la tatăl fetei? Adică lui i-a încredințat sănătatea fiicei sale? Și, apropo, o plătesc destul de bine pentru asta. La această întrebare, Oxana nu a avut răspuns. Până târziu în acea zi, femeile au stat la bucătărie. Au găsit noi și noi subiecte de conversație. Le era bine și interesant împreună. Raisa vovna se retrăgea periodic în camera fetei pentru a verifica starea ei. Încă din acea zi, pe riscul ei, ea a scos sacul din care intrau medicamentele în vena Ecaterinei. Acum femeii îi se părea că pe obrajii tinerei fete începe să se manifeste ușor o roșiață. Ea spera foarte mult că a procedat corect, dar nu avea nimic în afară de propriile senzații pentru a-și dovedi acțiunile. Câteva minute după miezul nopții, femeile s-au retras în camerele lor. Uneori, Oxana rămânea peste noapte în casa stăpânilor, iar pentru acest caz avea propria sa cameră. Rai Salvovna s-a dus imediat la fată. Trebuie să fie ceva, sigur trebuie să fie ceva, își șoapta ea, examinând camera cu o privire atentă. O vreme, femeia a stat în fotoliu. Apoi s-a apropiat încet de un dulap simpatic din lemn deschis. Și a început să tragă sistematic sertarele. În ele se aflau lucrurile fetei. Ajunsă la sertarul cu lingerie intimă, Rai Salvovna a aitat. Nu e bine să răscoli prin lucrurile personale ale unei persoane, i-a sunat în cap vocea conștiinței. Dar eu o fac nu din motive egoiste, ci cu scopul de a ajuta fata a răspuns rezonabil cealaltă voce. Mai ales că tocmai printre astfel de lucruri fetele adoră să-și ascundă secretele. Suspirant, femeia și-a coborât cu grijă mâinile în sertar și a început să pipăie fundul. Mâna ei a dat peste ceva solid, i a întins mâna și a scos afară un mic caiet cu copertă din piele. Jurnal, scria pe copertă. Raisa Lvovna a împins sertarul dulapului s-a așezat din nou un fotoliu și a deschis jurnalul. Era legat cu un șnur netet, pe care era atașat un mic lacăt. Dar, înrucât cheia de la el era, de asemenea, atașată de șnur, deschiderea lacătului nu a fost dificilă. Uitându-se la fata adormită, Rai vovna a început să răsfoiască paginile, aruncând o privire fugară peste textul scris pe ele. Deodată, Privirea ei a fost atrasă de o anumită propoziție și a început să citească cu atenție. Iată-le! a exclamat femeia și a râs fericită. Călătoria cu avionul a fost lungă, vremea a fost îngrozitoare, iar gândurile lui erau ca niște nori negri. Alexei Vladimirovici s-a dus imediat la fabrică după ce a aterizat, dar știa că nu poate să se gândească la nimic altceva decât la fiica sa. De aceea, nu se putea aștepta la propuneri constructive din partea lui în acel moment. El doar se prefăcea că este ocupat. Însoțit de o haită de subordonați, bărbatul se deplasa prin fabrică, încercând să se concentreze măcar pe ceva. Deja pentru a câta oară compania vizita spațiile de producție. Alexei Vladimirovici făcea observații nepotrivite. Subordonații lui aprobau cu capul, de acord cu stăpânul. În cele din urmă a apărut bărbatul care îndeplinea funcția de director. L-a recomandat un vechi prieten al lui Alexei Vladimirovici, descriindu-le ca pe un om de încredere și responsabil. Era un bărbat de vârstă mijlocie cu o față deschisă și o strângere de mână puternică. De fapt, pe el îl aștepta Alexei Vladimirovici, având o întâlnire telefonică programată cu el la o oră specifică el și-a regretat de mai multe ori că a venit la fabrică mai devreme de ora stabilită. Cel care a sosit a început imediat să lucreze. După ce l-a plimbat pe stăpân încă o dată prin fabrică, el a dat cifre și fapte precise, explicând cum credea că este mai bine să se organizeze munca. Slavă Domnului, că măcar un om care știe ce face, s-a bucurat Alexei Vladimirovici. Restul pot doar să clătine din cap. Doar ca să nu contrazică conducerea. Trebuie să-i mulțumesc prietenului meu pentru recomandare. Au mers în birou, unde au început să rezolve problemele curente. Aici, bărbatul a reușit să se deconecteze puțin de la gândurile sale sumbre. Directorul recomandat era într-adevăr bun, avea o mulțime de idei proaspete. Era implicat în proces și nu-și ascundea interesul după ce au desfăcut o grămadă de desene și le-au umplut cu ele un imens birou, bărbații și-au aplecat capetele peste ele și au discutat pe viu despre rezultatele planificate. Aici se aflau la îndemână și tabele tipărite, scheme și alte informații suplimentare. Absorbiți de activitatea lor preferată, Alexei Vladimirovici nu a observat cum a trecut ziua. Când bărbații, mulțumiți de munca depusă și unul de celălalt, au putut să se desprindă de calcule. Afară era întuneric, dar de multă vreme se instalase seara de toamnă. După ce s-a despărțit încet de viitorul director, stăpânul fabricii s-a grăbit la hotelul unde și-a rezervat o cameră și unde a trimis să-i fie trimis bagajul modest. Noul său cunoscut i-a făcut cea mai bună impresie, dar acum gândurile sale supărătoare au început să-l bântuie din nou. În cursul zilei de azi, el nu a întrebat niciodată despre starea fiicei sale. Practic, toată ziua de ieri, Alexei Vladimirovici a petrecut-o în aeroportul Șeremetievo. Deoarece a cumpărat biletul în ultima zi înainte de zbor, nu a primit un zbor direct și a trebuit să se mulțumească cu ceea ce era disponibil, și anume un zbor cu escală, care a durat aproape 10 ore. Dacă ar fi fost alt timp, mai fericit, bărbatul s-ar fi asigurat să iasă în oraș pentru a cumpăra tot felul de lucruri pentru a-și bucura fica cu cadouri din capitală. Dar acum era cu totul alt timp. Și el putea doar să se gândească la starea ei. Nu avea niciun chef să facă plimbări prin magazine. Prin urmare, pe un scaun incomod din sala de așteptare, Alexei Vladimirovici se legăna și oftă greu, așteptând zborul său. În acest timp, el a aruncat câteva priviri pe laptopul său, unde o programă instalată special reda imagini ale a ceea ce se întâmpla în dormitorul Ecaterinei. Ele proveneau de la o mică cameră instalată recent. Bărbatul nu avea nicio dorință să se uite la fiica sa sau la altcineva. Dar boala neașteptată a Ecaterinei l-a forțat pe bărbat să ia măsuri de control posibile. Imaginea aproape nu s-a schimbat. Fica s-a încăzăcea nemișcată în dormitorul ei. Iar noua îngrijitoare intra și ieșea periodic din camera fetei. Un moment l-a făcut pe Alexei Vladimirovici să se încordeze. La ora stabilită, nu a apărut asistenta medicală pentru a schimba medicamentele din perfuzie. Bărbatul știa ora exactă de sosire a Angelinei. A observat-o prin ecran la vizita de dimineață. Ca de obicei, Asistenta medicală a introdus medicamentul și apoi a colectat cu atenție gunoiul medical. Ce atentă, a gândit el de mai multe ori. Întotdeauna se curăță în exces pentru ca nimeni să nu știe nimic. Când la ora serii Angelina nu a apărut în dormitorul Ecaterinei, bărbatul a sunat imediat acasă. La telefon a răspuns Oxana. Totul este bine, Alexei Vladimirovici, a răspuns gospodina. Perfuzia nu s-a terminat încă, așa că totul este în regulă. Mâine va veni medicul și va da noi recomandări. De unde să știe bărbatul că Rai Salvovna l-a obligat practic pe Oxana să mintă proprietarul? De asemenea, nu era clar despre situația care se desfășurase înainte de aceasta. Din păcate, camera nu putea transmite acțiunile care se petreceau în spatele ușii închise. Bărbatul nu știa încă că îngrijitoarea a găsit jurnalul fetei, care i-a dezvăluit multe secrete. Alexei Vladimirovici vedea doar imaginea de pe cameră, unde o femeie așezată în fotoliu citea ceva, probabil o carte. Nu vedea nici faptul că obrajii fetei începeau să dobândească o roșață sănătoasă. Desigur, Raisa Lvovna bănuia că există o cameră ascunsă în camera Ecaterinei. Cum altfel? În primul rând, într-o casă atât de bogată nu poți lăsa totul la voia întâmplării. Trebuie să existe control. Oamenii care au ajuns la o poziție înaltă nu au încredere în nimeni. În al doilea rând, un tată îndurerat nu poate decât să urmărească starea fiicei sale, care a fost brusc bolnavă. Și este absolut faiersc să dorească să fie la curent cu tot ceea ce se întâmplă. În general, Raisa vovna nu avea nicio îndoială că poate fi observată. Dar nici măcar nu a încercat să descopere dispozitivul ascuns. Nu-i păsa. Dar o emoționa foarte mult faptul că fata începea să revină la viață. Dimineața de vreme, când soarele abia răsărise pe orizont și primele raze strălucitoare, care au pătruns prin perdele nestrânte, au curs pe parchet. Ecaterina și-a deschis ochii și s-a uitat fix la femeia adormită în fotoliu, necunoscută ei. Pe podeaua de lângă picioarele femeii se afla un obiect cunoscut cu durere. Era jurnalul ei, comoara ei personală secretă. Singurul martor al gândurilor și dorințelor ei. Fetei nu mai rămăsese decât suficientă putere pentru a murmura ceva neinteligibil. Așa și-a exprimat indignarea. Cine a îndrăznit să ia jurnalul? Cine era această femeie? Ea a avut tupeul să se amestece în lucrurile ei personale. Prin semisomn, Rai Salvovna a simțit că atmosfera din cameră s-a schimbat. S-a întins, și-a deschis larg ochii și s-a întâlnit cu privirea furioasă a Ecaterinei. Te-ai trezit! a exclamat femeia cu bucurie. Ea este vie, s-a ridicat din fotoliu și s-a apropiat de fată. Ești a mea, dragă! Și am îngăiat pe păr. Înclinându-se asupra fetei, Rai Salvovna a examinat-o cu atenție. Ochii ei aveau o culoare albastră închisă și, în acel moment, arătau destul de neechivoc în direcția blocnotesului care zăcea pe podeaua de lângă fotoliu. Aha, așa că asta te-a supărat! Iartă-mă, Ecaterina, dar altfel nu aș fi putut să te ajut. Femeia a mințit puțin. Mă numesc Rai Salvovna și sunt aici doar cu un singur scop: să te aduc la o stare sănătoasă. S-a întors la fotoliu, a ridicat jurnalul și l-a pus în sertarul comodei, de unde îl scosese cu atâta nepoliticuțenie cu o zi înainte. Îți promit că nicio altă ființă vie nu va afla despre existența lui. Cel puțin de la mine. Acum era foarte serioasă vrei să chem pe Oxana? Fata a dat din cap. Când femeile s-au întors împreună în camera Ecaterinei, entuziasmul guvernantei nu avea limite. Iar râdea, o strângea pe fată la piept, aplecându-se peste ea atât de jos, încât Rai vovna se temea să nu o sufoce pe fată într-un acces de bucurie nestăpânită. În ochii femeii străluceau lacrimi de fericire și ea nu le ascundea. Ecaterina și-a îndreptat fața nu mai arăta cu nemulțumire. Se pare că a înțeles că noua cunoștință nu este dușmană. Fetiței ei era încă greu să vorbească, forțele abia începuseră să-i revină. Acest proces nu era atât de rapid. Încântată, Oxana s-a întors spre Rai Salvovna. Acum îi credea fără întare. Cursul de mulțumiri care ieșea din gura ei nu avea niciun sfârșit. Raisa chiar s-a obosit puțin, Acceptând fluxul acestui fântână emoțională. Acum sper că mă credeți. Da, Raisa, acum cred fără intare. Iată și minunat, deci continuăm să ne ținem de plan. Cu o zi înainte, femeia îi schițase pe scurt suspiciunile și o rugase pe Oxana să-i joace pe degete. Dar ea totuși se îndoia și nu putea să se hotărască să comită unele acțiuni. Acum nu mai era îngrijorată în intențiile sincere ale noii cunoștințe și era gata să-i ajute. Se apropia ora la care de obicei venea asistenta medicală. Astăzi ea avea de gând să aducă cu ea și pe doctor. Ecaterina se trezea încet, acum ea stătea în pat și putea răspunde la întrebările femeilor. Ele înțelegeau că fata era încă foarte slabă, așa că nu o chinuiau. Vorbeau în principal ele însele, Oxana vorbea despre faptul că Alexei Vladimirovici plecase în afaceri și că era foarte îngrijorat de starea ei de sănătate. Raisa i-a povestit fetei cum s-a întâlnit cu tatăl ei și a spus puțin despre metodele sale de lucru, care nu erau chiar obișnuite. Oxana i-a adus fetei un bulion de pui proaspăt fiert, într-o ceașcă de porțelan. Bia, draga mea, bulionul de pui, ca nimic altceva nu-ți redă forțele ca și cum din întâmplare, Rai Salvovna i-a dat fetei o tabletă. Acestea sunt vitamine, biale împreună cu bulionul. Neștiind de ce, Ecaterina a înghițit tableta sub pretextul vitaminelor. Femeia i-a dat fetei un somnifer. Era necesar să se facă acest lucru pentru ca, la momentul sosirii medicului, ea să fie adormită. Din jurnalul Ecaterinei, Raisa Lvovna a aflat despre relația amoroasă dintre Ecaterina și medicul ei curant. Încă multe lucruri trebuiau să fie clarificate, dar femeia înțelegea că este mai bine ca fata să fie în stare inconștientă în momentul sosirii medicului. Cine știe cum va reacționa când îl va vedea? Medicul s-a dovedit a fi un bărbat destul de tânăr, înalt, uscat, cu părul negru și o mustață subțire. A intrat în casă cu importanță, s-a salutat politicos cu ambele femei și a cerut să fie condus la bolnavă. Era însoțit de Angelina. Astăzi nu zâmbea, o examina de sus și cu dispreț. Comportamentul dumneavoastră nepoliticos l-a forțat pe Ghenadie Ilici să se desprinde de departament și să vină personal aici pentru a restabili ordinea. Vă mulțumim foarte mult pentru atenția voastră, amândouă. Raisal Vovna a acceptat regulile jocului. Ceea ce se întâmpla o amuza, ea anticipa momentul în care de pe ei se va desprinde importanța pretinsă. În camera fetei, doctorul a privit mai întâi în direcția perfuziei. Asigurându-se că era complet goală, Ghenadie Ilici a oftat ușurat. Totul a fost făcut imperceptibil, dar privirea Raisei Vovna nu putea ascunde nimic. Medicul nu a dat niciun indiciu cu privire la atitudinea sa specială față de Ecaterina, a examinat-o ca pe o pacientă obișnuită. Și apoi s-a întors către Rai vovna strălucind de furie în ochi. Cum ai îndrăznit să scoți perfuzia? Nu înțelegi că pui viața fetei în pericol? Ce bine că ea doarme și nu vede acest spectacol, a gândit femeia, iar cu voce tare a spus, Hai să ne îndepărtăm o clipă de la fereastră vreau să-ți spun ceva. A fost neașteptat. Genadie Ilici a ridicat din umeri surprins, dar a urmat-o. Bine, dar repede, nu am timp. Spune ce ai acolo. Raisa Lvovna și-a plecat modest ochii și-a rostit încet. Nu vrei ca Angelina să afle despre relațiile speciale care te leagă de Ecaterina? Relații foarte, foarte strânse. Medicul a tresărit și s-a îndepărtat de femeie, în ochii lui a apărut teama, apoi nedumerirea. De unde știi? În vocea lui a apăruse o tremurătură, tăria de odinioară dispăruse. El s-a uitat nervos în jur. Angelina, intrigată de conversația secretă, stătea încordată. Ea se aplecase chiar și mai mult înainte, în speranța de a auzi despre ce este vorba. Acum veți pleca cu asistenta medicală. Explicați-vă cum vă vine la îndemână. Dar noi cu tine ne vom întâlni cu siguranță, dar cred că în alte circunstanțe. Cu pași largi, Ghenadie Ilici s-a îndreptat spre ușă, aruncând pe drum Angelinei, ne ducem. Perechea a părăsit rapid casa. Femeile le priveau în urma lor. A fost un tratament greșit, a spus doar Rai Salvovna Oxanei. În seara aceea, gospodăria a plecat acasă, sufletul ei era calm. După amiază, Ecaterina s-a trezit mai încrezătoare. A început chiar să zâmbească și a încercat să se ridice din pat. Dar ambele femei adulte au împiedicat-o să facă asta. Nu atât de repede, dragă, nu te grăbi, a oprit-o pe fată Oxana. Când întunericul de afară a devenit deosebit de profund, iar o ploaie de stele strălucitoare a umplut cerul nocturn, Raisal Vovna a decis să aibă o discuție. Până la acel moment, Ecaterine i s-a permis să se ridice, a făcut o mică plimbare până la baie și aproape că nu s-a obosit. În prezent, ea, așezată în pat, răsfoia niște reviste. Raisal Vovna a fost tot timpul alături, observând-o pe fată. Spunem cum a început boala ta, a început ea de departe. Ecaterina s-a gândit. Chiar nu știu. Pur și simplu mi-a devenit rău. Totul era bine și, dintr-o dată, într-o zi m-am trezit toată transpirată. Mă doare capul, în corp greutate. Și nu am nicio putere, iar apoi totul a devenit din ce în ce mai rău. Și ce a fost în ziua precedentă, înainte de a te îmbolnăvi? N-ai făcut nimic neobișnuit. Am mers la plimbare, am intrat într-un cafeu, fata a devenit brusc roșie. Femeia o privea atent. Cu cine ai mers? Tu știi deja, a privit-o Ecaterina cu reproș. Ai citit jurnalul meu? S-a întors, în ochi i-au apărut lacrimi. Rai vovna a tras scaunul mai aproape de patul fetei și a luat mâinile în mâinile ei. Ecaterina, înțelege, vreau să te ajut nu sunt deloc interesante poveștile tale de dragoste, dar boala ta nu a apărut de la sine. Fata s-a uitat la ea nedumerită, iar ofensa a dispărut din ochii ei, cedând locul lui Mirei. Nu înțeleg, a spus ea. Aduți aminte ce ai băut sau mâncat la cafenea. Și te-ai îndepărtat de ceva timp, de exemplu, în toaleta femeilor. În capul fetei a avut loc o muncă intensă, ea încerca să-și amintească. Se pare că da, ne-am oprit să bem cafea cu prăjituri. Înainte de asta, puțin șampanie. Șampanie. A exclamat Rai Salvovna. Asta este exact. Vrei să spui că Genadie mi-a pus ceva înăuntru? Da, dragă, a pus sau a turnat, nu contează. Dar asta e imposibil. În ochii fetei lacrimile au început din nou să curgă. Tu nu-l cunoști, nu știi cât de mult mă iubește. Bietul copil, a gândit Raisa. Ce bine că ai dormit și nu l-ai văzut pe fața lui indiferentă. Dar nimic, el va plăti încă. De ce să fac asta? A exclamat Ecaterina cu disperare. Apoi, Raisa vovna a început să se simtă puțin inconfortabilă. Îmi pare rău că te fac să suferi? Vreau cât mai puțin să fac asta, dar trebuie să ne dăm seama. Probabil că ai vorbit cu el despre căsătorie. Ei bine, puțin. Am făcut aluzii. Da, fata și-a plecat capul. Nu te sfi, este absolut normal ca orice fată să dorească asta. Dar Genadie nu se poate căsători cu tine. El este deja căsătorit. Ecaterina a deschis ochii mari. Nu este adevărat, nu se poate întâmpla. Din păcate, este adevărat, fetița mea. Dar de ce, de ce ați luat această decizie? Este clar din înregistrările tale din jurnal, a spus Ecaterina, aplecându-și capul și șoptind. Mai mult decât atât, tu ai știut subconștient totul, doar nu voiai să-ți recunoști. Fata și-a acoperit fața cu mâinile. Raisa vovna o privea cu mare compasiune. I-a părut foarte rău de ea. Femeia s-a întins spre ea și a îmbrățișat-o cu ambele brațe pe umeri. Ecaterina s-a lipit de umărul ei și a izbucnit în plâns. Îmbrățișările calde și bâlânde ale femeii au făcut-o pe Ecaterina să se simtă ca un copil mic pe care îl îmbrățișează mama. Pentru ea, care nu știa ce sunt îmbrățișările materne, acest lucru a fost deosebit de valoros și important. Ah, tu, fetița mea, tu, proastă mea, a spus Rai Salvovna, legându-se și mângându-i părul. Mult timp au stat așa. Femeile nu au grăbit-o pe fată, înțelegând că trebuie să se predea durerii sale și să plângă în voie. Mai târziu, după ce s-a calmat și și-a revenit, Ecaterina a început să-și spună povestea ne-am cunoscut la magazin, am ieșit din el cu un pachet de produse, cumpărasem dulciuri pentru ceai. În acea zi ploua, aveam un umbrelă, pe care am pus-o pe teșghia și am uitat-o. Genadie m-a ajuns din urmă pe stradă și m-a întrebat vesel cum voi merge mai departe fără umbrelă. Am văzut că în mâinile lui ținea umbrela mea. Ei bine, ploaia a trecut, am răspuns eu. Deci, Umbrela nu vă mai este necesară. A întrebat el, am râs amândoi. Ne-am plăcut reciproc, pe drum am mers și am vorbit despre orice, despre dulciurile pentru ceai, despre ploaie. El mi-a spus că lucrează ca medic și mi-a povestit puțin despre munca lui. Și apoi am început să ne întâlnim, venea să mă ia cu mașina și mergeam la vreun cafenea. De obicei, era în afara centrului orașului. Acum înțeleg că evita acele locuri unde ar fi putut întâlni cunoscuți. El, în general, nu-i plăcea să meargă în locuri aglomerate. Odată, m-a dus la un restaurant din orașul vecin. Am cinat, am băut puțin vin. Totul era foarte frumos, iar Ghenadie era atât de drăguț. Restaurantul se afla la primul etaj al clădirii, iar la etajele superioare se afla un hotel. Genadi a spus că a rezervat o cameră la hotel. E deja târziu, putem rămâne peste noapte aici, mai ales că am băut și nu pot conduce, a spus el. Tatăl meu era plecat în acea perioadă, plecase la una dintre fabricile sale și acasă nu mă aștepta nimeni. Așa că am putut rămâne și nu am avut nevoie să cer nimănui permisiunea. Genadie știa despre plecarea tatălui meu și am urcat în cameră. Mi-a fost foarte frică și jenată, dar Ghenadie a fost atât de bâlând cu mine. Atât de atent. De atunci am devenit iubiți. Ecaterina a găsit dificil să vorbească despre astfel de lucruri, se stânjenia și se înroșea. Dar acum avea nevoie să se descarce. Înțelegându-i starea, Rai Salvovna și-a pus mâna pe mâna fetei și-a strâns-o ușor, arătându-i că este complet de partea ei și nu o judecă cu nimic. Nebun, a gândit femeia, a învârtit capul fetei cu îngrijirea lui frumoasă. Mă gândeam că ne vom căsători, că totul va fi ca în romane și că vom fi fericiți toată viața, a spus amărât Ecaterina. În viață nu totul este atât de frumos ca în cărți, a răspuns Rai Salvovna. Nu te întrista, Ecaterina, vei întâlni încă bărbatul tău adevărat. Judecând după cuvintele fetei în ultima vreme ea a purtat discuții active cu Ghenadie despre nuntă, care, desigur, l-a speriat pe bărbat. Raisa Lvovna nu putea ști adevăratele intenții ale doctorului. Dar un lucru era clar, el a decis să izoleze pe Ecaterina în orice mod posibil. Înțelegi că el a vrut să te otrăvească? Ce sentimente pot exista pentru un astfel de om? Și încă ne mai rămâne să aflăm ce medicamente aducea cu ea asistenta medicală. Dar asta mai târziu, iar acum, dacă nu ești împotriva, să vorbim despre ceva bun. Nu sunt împotriva, din potrivă, doar pentru asta, a zâmbit fata. Ea deja simțea o încredere de plină în această femeie și simțea sprijinul și interesul ei sincer. Atunci spunem ce-ți place să faci. Și Rai Salvovna s-a aruncat înapoi în scaun, pregătindu-se să asculte. În același timp, Alexei Vladimirovici, ajungând la hotelul său, a pornit tableta, unde un program special se conecta la camera video instalată în dormitorul fiicei sale. El se uita fix la ecran și nu putea înțelege nimic. În capul lui era ca și cum ar fi dat drumul la un întrerupător și toate gândurile i-ar fi dispărut undeva. Ecaterina stătea în pat, încrucișându-și picioarele în stil turcesc și vorbind cu entuziasm. Ea gesticula, reprezentând ceva. Așa făcea întotdeauna când era captivată. Rai Salvovna a ascultat-o cu zâmbetul pe buze, sprijinindu-și capul cu o mână și dând din când în când din cap aprobator. Periodic, ambele începeau să râdă. Ecaterina, ca întotdeauna, își acoperea gura cu palma, iar Raisal Vovna își arunca capul pe spate. Am halucinații, a gândit încet bărbatul. Cu doar câteva ore în urmă, fica sa se afla în comă și el se îngrijora serios pentru viața ei. Dar acum arăta mai sănătoasă ca niciodată. În plus, stătea în compania noii bone și ambele, să spunem grosolan, râdeau. Altfel nu se poate spune. Ecaterina îi povestea rai să îl vovna situații ridicole și amuzante din viața ei de școală, iar femeia îi amintea în schimb poveștile ei. Era atât de captivant, încât râdeau până la lacrimi. Camera nu avea sunet și Alexei Vladimirovici a trebuit să se mulțumească doar cu imaginile. Ea este o vrăjitoare, a gândit involuntar el despre noua cunoștință. Cum a reușit asta? Sper că nu este un fenomen temporar și că Ecaterina nu va cădea din nou în comă. Femeia s-a întins grațios și el s-a uitat la ea admirativ, dar imediat s-a stânjenit și s-a corectat. De parcă ar fi putut vedea asta? Alexei Vladimirovici a luat telefonul în mână și a format numărul femei. Îmi pare rău că sunt atât de târziu, a început el. Nici o problemă, nu dormim, l-a întrerupt rapid Rai Salvovna. Ecaterina și-a revenit și se simte bine. La celălalt capăt al firului s-a auzit ceva asemănător cu un căscrit. Se pare că așa a exprimat bărbatul lui Mirea și entuziasmul său. Dar Raisa se dădea seama că el era deja la curent cu recuperarea Ecaterinei. Am o întrebare pentru dumneavoastră, a continuat să vorbească rapid femeia. Spuneți-mi, cum ați ales clinica și medicul curant pentru fiica dumneavoastră? A fost Ecaterina care a insistat. Ea a spus că în această clinică se tratează toți prietenii ei și părinții lor. Noi nu am mers prea des la spitale, până atunci nu a fost nevoie. Dar acolo, într-adevăr, totul s-a dovedit a fi la un nivel înalt. Am făcut niște cercetări printre cunoscuți. Ei au confirmat că clinica are un prestigiu. Până la vremea aceea, nu mai aveam de ales. Am chemat un medic, a venit Ghena Ilici, asta e tot. Bine, cu asta am înțeles, a spus Rai Salvovna. Apoi s-a uitat la fată, care asculta conversația lor cu sufletul la gură. Am nevoie de ajutorul tău. Păreri? Acum nu vă pot spune detalii. Nu este o conversație telefonică? Puteți găsi un specialist calificat într-un laborator clinic? Probabil că se poate găsi, a spus bărbatul, cu oarecum confuz. Un astfel de rezultat nu l aștepta. Ce vrea să cumpere sau, din potrivă, să dea acolo? Desigur, Raisal Vovna precaută a strâns cu grijă resturile medicamentului care o otrăvise pe fată și le-a ascuns în siguranță. Raisa vovna știa că un om atât de influent ca Alexei Vladimirovici va găsi cu siguranță cel mai bun și cel mai potrivit specialist. Îmi pare rău, dar cred că fiica dumneavoastră a fost otrăvită, i-a spus ea. El a fost și mai tulburat. De unde știa ea despre secretul romantic al fiicei sale? Asta înseamnă că trebuie să mă întorc imediat pentru a lua măsurile necesare, a spus el. Nu este necesar, a răspuns Rai Salvovna. Dacă treburile dumneavoastră nu sunt încă terminate, puteți rămâne aici. Nu vă faceți griji și vă voi informa despre toate. După aceea, femeia i-a întins telefonul Ecaterinei cu un zâmbet. Vorbește cu tatăl tău, el nu așteaptă să audă vocea ta. Au vorbit pe un ton bâlând, iar fata a vorbit ceva în receptor ceea ce a făcut ca inima lui Alexei Vladimirovici să se topească. Judecând după tonul vocii sale, care se auzea slab până la rai salvovna, bărbatul era foarte fericit. A doua zi, Ecaterina se simțea mult mai bine. Putea deja să se ridice și să se miște prin casă. Oxana, care a apărut dimineața, nu putea să se bucure de schimbările care se întâmplau și a pregătit cu entuziasm prăjiturile și șarlota preferate ale Ecaterinei, cântând și zâmbind tot timpul. Raisa vovna a primit un telefon de la Alexei Vladimirovici. El era puțin tăcut, probabil că toată noaptea a digerat informațiile primite. Am găsit persoana despre care ați întrebat-o. Se numește Andrei Borisovici, a spus el și a dictat Raisa Lvovna contactele. I-a mulțumit și a promis că va continua să-l țină la curent cu evenimentele. Femeia a plecat imediat la adresa indicată. Nu a fost dificil să găsească laboratorul. Omul la care o îndrumase Alexei Vladimirovici s-a dovedit a fi foarte plăcut. El a ascultat-o cu atenție pe femeie, privind-o cu ochi înțelepți prin ochelarii groși. Afacerea este foarte delicată, a spus el. Dacă suspiciunile dumneavoastră se vor confirma, veți pune în pericol întreaga clinică și puteți deteriora foarte mult reputația unor oameni nevinovați. De aceea nu vreau să fac publicitate, a răspuns Raisa Salvovna. Dar să ne asigurăm mai întâi că am dreptate. Rezultatul a fost obținut rapid și a confirmat pe deplin temerile femei. În medicamente au fost detectate substanțe periculoase pentru viață. Ea nici măcar nu a încercat să înțeleagă care erau, dar a fost suficient să știe că ar putea ucide o persoană. Când Andrei Borisovici a început să-i explice formula complexă a medicamentului, femeia a făcut doar un gest cu mână. Vă rog să mă scutiți de explicații, tot nu înțeleg nimic în această privință. Raisa Vovna s-a conectat cu tatele Caterinei direct din laborator și a confirmat bănuiala. Apoi i-a dat receptorul lui Andrei Borisovici și bărbații au vorbit mult timp, rezolvând problema urgentă. Până la ora 15, Ghenadie Ilii a fost concediat fără nicio explicație. Cel puțin așa și-au spus angajații unul la altuia, neînțelegând ce se întâmplă și dându-și din numeri. Toată lumea era incredibil de interesată să afle ce s-a întâmplat în biroul șefului clinicii, unde a fost invitat tânărul medic a ieșit din birou, încovoiat și arătând ca un câine bătut. Alexei Vladimirovici s-a întors acasă, avertizând că este doar pentru o perioadă scurtă de timp, deoarece este încă necesară prezența sa la noua fabrică. A venit doar pentru a pune capăt unui caz dubios care viza boala fiicei sale. Împreună cu Raisa Salvovna, au vizitat șeful clinicii private unde lucra Ghenadieilii au luat cu ei rezultatele obținute în laborator și au descris situația pe scurt, dar concis. Mi-a displăcut de la început Ghenadie, e un fel de alunecos, dar pentru el a garantat un prieten vechi, m-a rugat să-l iau la muncă, a spus șeful clinicii. Pe Andrei Borisovici îl cunosc bine, este un specialist excelent și un om cinstit, așa că îi încredințez pe deplin. Promitând să țină totul secret, Alexei Vladimirovici și Rai Salvovna au părăsit biroul șefului. Acum trebuia să acționeze diferit, așa că v-aș ruga să rămâneți cu Ecaterina până când voi fi nevoit să plec din nou, s-a adresat bărbatul Rai Salvovna. Cred că vă va fi interesant să vedeți cum se vor dezvolta evenimentele mai departe. Mai ales că tu ai rezolvat misterul și ai salvat-o pe fica mea. A fost incredibil de recunoscător acestei femei dar modestia sa naturală și mândria masculină nu-i permiteau să-și exprime sentimentele. Raisa Lvovna înțelegea perfect ce se petrecea în sufletul acestui om. Și, desigur, a acceptat să rămână cu Ecaterina. Ghenadie a fost arestat și s-au adus acuzații de tentativă de ucidere a altei persoane prin folosirea unui agent toxicotrăvitor. Totul s-a întâmplat foarte repede, nu a avut timp să se ascundă, și nici nu avea unde. Oamenii lui Alexei Vladimirovici l-ar fi găsit fără efort în orice colț al țării. L-au prins pe criminal acasă, unde își lingea rănile emoționale, cauzate de concedierea fără avertisment și nicio explicație. Genadie era sigur că medicamentele administrate Ecaterinei s-au dizolvat complet în venele ei. El însuși a văzut că perfuzia era goală. Prin urmare, nu simțea o frică deosebită iar poate nici măcar nu-și imagina amploarea daunelor provocate de el. Mult mai mult îl preocupau mândria personală lezată și orgoliul rănit. Genadie a fost un băiat răsfățat și capricios. Mama îl răsfăța din toate punctele de vedere, nu-i permitea tatălui să-l crească ca pe un bărbat. De mic, era obișnuit să obțină ceea ce își dorea, fără a depune prea multe eforturi pentru a-și atinge scopul. Totul îi venea în mâini, trebuia doar să vrea. Din această cauză, Genadie nu știa să apreceze nici lucrurile, nici oamenii, nici relațiile. Genadie a învățat la fel de mediocru, de asemenea, fără a aspira la înălțimi, viitorul său era predeterminat și nu avea nimic împotrivă. Tatăl băiatului, care urma aceeași cale ca și bunicii săi, era medic militar. El era rar acasă și nu-și putea dedica fiului prea mult timp. Învață, fiule, îi spunea tatăl, te așteaptă un mare viitor, vei deveni medic, vei ajuta oamenii și vei salva vieți. Din Die va ieși un medic excelent, adăuga mama. Este atât de sensibil și plin de compasiune, va găsi totdeauna abordarea corectă față de pacienți. Într-o oarecare măsură, ea avea dreptate, dar confunda sensibilitatea cu auto îndrăgostirea, iar compasiunea cu egoismul după ce a absolvit institutul medical, la fel de mediocru ca și liceul, tânărul, pentru o vreme, a rătăcit în căutarea unui loc de muncă potrivit. Așa le spunea părinților. Mândru, ridicându-și capul, el refuza oferta tatălui de a-l ajuta să se angajeze într-un spital bun. Vreau să găsesc singur locul potrivit, ca să nu depind de nimeni. Tatăl îl privea pe fiu cu respect, iar mama, pe furși, își ștergea lacrimile de emoție. De fapt, Ghenadie nu căuta deloc de lucru. Se distra pur și simplu în compania unor prieteni la fel de răsfățați și leneși ca el. În astfel de companii apăreau adesea diferite fete, cu care băieții întrețineau relații de scurtă durată. Fizionomia lui Ghenadie, care era ca o alunecă, plăcea multora. Încă de la începutul studiilor la institut, el era obișnuit să schimbe fetele ca pe mănuși. Cât timp ar fi putut continua acest lucru, nu se știe. Dar, într-o zi, el a cunoscut-o pe Jeanne și s-a îndrăgostit nebunește de ea. Era singura fată care a reușit să cucerească cu adevărat inima experimentatului Don Juan. După ce a cunoscut-o pe Jeanne pentru o perioadă foarte scurtă, Genadie i-a făcut o cerere în căsătorie și i-a acceptat. Acum, el a trebuit să se gândească serios la viitorul său. Trebuia să găsească un loc de muncă pentru a-și întreține iubita. El a apelat la un vechi prieten al tatălui său pentru ajutor. Și acesta, încercând să fie de folos, a intervenit pentru băiat într-una dintre clinicile private de prestigiu. Așa că Ghenadie a găsit de lucru, era fericit, avea o soție iubitoare, o soție iubitoare o rată excelentă lângă ei. Pot permite multe. Jean ne dorea foarte mult un copil, dar nu a funcționat pentru ei și asta a supărat-o. Genadie, din potrivă, părea că nașterea unui copil poate fi amânată pentru o perioadă nedeterminată. Și noi doi, bine, el sigur. Dar băiatul nu a stat mult timp liniștit, natura sa capricioasă și creativă cerea noi victorii, sau mai bine zis noi jucării. Treptat, pe ascuns de soția sa necunoscută, Genadia a început să se învârtă în romane. La urma urmei, totuși, cărțile el a experimentat sentimente reale. Mai târziu, s-a îndrăznit și a putut deja să-și permită să aibă în paralel două amante. Aceste relații nu au durat niciodată mult. Repede sătul de următoarea pasiune, Genadi a rupt legătura și a făcut-o cu arta unui actor adevărat. Dramatic, încleștându-și mâinile, el juca un spectacol pentru fete, de fiecare dată inventând o nouă cauză pentru despărțire. De obicei, cauza era ceva în neregulă cu însă și fata, și adesea apoi nefericitele se simțeau vinovate pentru o lungă perioadă de timp, acuzându-se de pierderea unui astfel de chip frumos. Cunoscându-l întâmplător pe stradă cu Ecaterina, Tânărul medic s-a simțit deloc tânăr și i-au venit în minte o viață fără griji și liberă, când putea face absolut tot ce dorea. Fata era foarte tânără și atât de drăguță, încât nu voia să o lase să plece. Pretextând că le este pe drum, a condus-o acasă și a cerut numărul de telefon. Și, de asemenea, a convenit despre o nouă întâlnire. Ar fi mai bine dacă ar fi trecut atunci acest roman i-a provocat o mulțime de probleme. Vârsta ei fragedă nu i-a permis să obțină imediat ceea ce dorea. În plus, aflând despre poziția înaltă a tatălui ei, Genadie s-a gândit serios la posibilele consecințe. După câteva întâlniri nevinovate, el plănuia să încheie relația. Dar până atunci, Ecaterina s-a îndrăgostit de el și nu l-a lăsat să plece. Ea însă și-a sunat, Adesea la timp nepotrivit și prin asta i-a provocat multă suferință. În același timp, el însuși nu voia să o lase să plece, fără a o include în lista victoriilor sale. Și într-o zi, când tatăl ei era în călătorie, bărbatul a dus fata în afara orașului, într-un restaurant frumos situat la un hotel. După această călătorie, Ecaterina a decis că, ca un bărbat cinstit, ar trebui să se căsătorească cu ea nu i-ar ajunge asta? Cu această fată doar probleme. El și-a frământat capul cum să scape de ea. Genadie se temea să admită că era deja căsătorit. Și dacă ea se va plânge tatălui e influent. Cine știe ce poate ieși din asta? Și sigur nimic bun. Iar aici a apărut o nouă poveste de dragoste cu o asistentă medicală, recent angajată în clinică. Angelina a pus imediat ochii pe doctorul Chipeș, iar el nu a fost lăsat indiferent de formele ei rotunde și atractive. Ea și încetinea privirea puțin mai mult decât era necesar atunci când îl întâlnea pe Genadi în coridor, arătându-i dispoziția ei. În general, el nu a rezistat. De ce să te gândești mult când Prada vine singură în mâini? Atunci i-a venit ideea cum să scape de fata enervantă și să o facă cu mâinile asistentei medicale care nu bănuia nimic. Mai întâi, el a invitat-o pe Ecaterina la un cafenea, promițându-i că în curând vor vorbi foarte serios despre viitorul lor. Și a propus să bea pentru asta. Fata îl credea necondiționat, ea era doar încântată. Doctorului nu i-a fost greu să găsească o substanță otrăvitoare, pe care a și-o imperceptibil într-un pahar cu șampanie. În timp ce fata ieșea să-și aranjeze machiajul. A doua zi, el a sunat-o pe Ecaterina și a făcut o figură surprinsă și îngrijorată când ea a recunoscut că se simte rău. O să vin la tine acasă sub pretextul de doctor. Vei spune că prietena ta ți-a recomandat să apelezi la clinica noastră. A învățat Ghena fata. Să facem ca și cum nu ne-am cunoaște, așa va fi mai bine tatăl tău mă va accepta mai repede când va vedea că după tratamentul meu te-ai recuperat rapid. Desigur, Ecaterina a făcut-o. Ea l-a crezut pe iubitul ei. Iar doctorul, prezentându-se la casa ei și explorând situația, a venit cu un plan viclean. Alexei Vladimirovici este adesea plecat în călătorii, atunci în casă rămâne Ecaterina și ajutorul de casă Oxana. Nimeni nu va bănui nimic. Omul i-a spus asistentei medicale că este medicul curant al unei tinere fete dintr-o familie bogată, că trebuie să schimbe medicamentele de două ori pe zi. Dar este obligatoriu să iei tot gunoiul cu tine, așa este obișnuit în această casă. Angelina nu a pus deloc la îndoială cuvintele doctorului. Ce să faci? Cei bogați au propriile lor excentricități. Faptul că Ecaterina a intrat în comă a fost o surpriză chiar și pentru însuși Genadieilii. Sincer să fiu, el încă nu a venit cu cum va ieși din această situație mai departe. Iar apoi, dintr-o dată, coma și el a considerat-o un semn bun. Asta înseamnă că evenimentele se dezvoltă de la sine. El, se poate spune, nu are nicio legătură cu asta. Apariția unei ciudate îngrijitoare a Ecaterinei l-a îngrijorat puțin, mai ales când Angelina l-a sunat și a început să se plângă de această femeie cu un glas țipător dar venind a doua zi, el s-a convins că nu mai exista urme ale crimei, așa că putea fi liniștit. Cel mai înfricoșător lucru pentru Ghenadie Ilii a fost privirea Jannei, când oamenii în uniformă, venind în casa lor, au început să pună întrebări incomode. El se tot învârtea, calumnind pe alții pentru a se scoate. Dar soția lui a continuat să-l privească cu atenție. Nu se putea citi nimic bun în privirea ei prietenele mele mi-au sugerat, eu însă mi-am fost oarbă și am crezut doar în tine, a spus ea în cele din urmă. Dar o asemenea trădare nu mi-aș fi putut imagina niciodată. Voi da eu însum divorțul. Răvășit și distrus de disprețul ei, Ghenadie Ilii a plecat cu oameni în uniformă, el încă nu știa ce îl așteaptă mai departe. Când Rai Salvovna i-a povestit totul Caterinei, fata a plâns puțin, totuși ea îl iubea pe acest om. Știi, nu mai doare atât de tare, se pare că a trecut mult timp și am reușit să-l uit, a spus ea. Cum așa? Ecaterina a făcut o greșeală involuntară, adresându-se femeii la tine și s-a stânjenit foarte mult din cauza asta. Nu-i nimic în neregulă, a răspuns atunci Rai Salvovna. Hai să fim pe tine. Mi se pare chiar plăcut. Nu l-a iubit, fetiță, aceasta a fost o simplă îndrăgostire, el ți-a sucit capul, dar acum vezi totul așa cum este în realitate. Femeia a continuat să se afle în casă, alături de Ecaterina care se recupera. Cu fiecare zi, ea devenea mai veselă și mai plină de viață. Alexei Vladimirovici a plecat pentru afacerile fabricii și în fiecare seară a sunat acasă. El a vorbit mult timp cu fica sa, iar apoi a cerut să-i fie transmisă receptorul Raisei Vovna. În principiu, nu aveam nimic de vorbit. El a pus întrebări despre Caterina, iar ea i-a dorit o seară bună și o zi de mâine de succes. Pe această notă plăcută s-au despărțit, dar fiecare continua să se gândească la celălalt. După zece zile, bărbatul s-a întors, iar Raisa Il Vovna s-a dus la ea acasă. Vă rog, Permiteți-mi să vă invit la un restaurant într-o zi convenabilă pentru dumneavoastră, a cerut Alexei Vladimirovici. Vreau să vă mulțumesc, ați fost deja atât de generos plătit. Îmi este, a spus ea, coborând modest ochii. Va fi totdeauna prea puțin. Totuși, au mers la restaurant, Alexei Vladimirovici a ales cea mai bună instituție, încercând să-i facă pe plac însoțitoarei sale. El a fost politicos, atent, puțin stângaci. Spre surprinderea ei, Rai Vovna s-a stânjenit când a prins privirea lui insistentă. Deja acasă și analizând seara trecută, ea a înțeles că multe au rămas nespuse. Acolo, în restaurant, bărbatul a rugat-o pe să mai locuiască la ei o săptămână, până când el va pleca într-o nouă delegație. Ecaterina s-a atașat atât de mult de tine, și mi-este mai liniștit că lângă ea va fi o persoană de încredere. Femeia nu a avut nimic împotriva, așa că a venit în ziua plecării lui Alexei Vladimirovici. Au trecut zile asemănătoare, totul se repeta. De asemenea, seara, Ecaterina vorbea cu tatăl ei, iar apoi îi transmitea receptorul femeii. Ce deja vă, a gândit Rai Salvovna. Au trecut 16 zile. Dimineața, ca de obicei, după ce s-a spălat și s-a aranjat, femeia a intrat în dormitorul Ecaterinei pentru a o saluta. În acel dimineață, ea a intrat și a leșinat pe prac. Fata zăcea inconștientă, Raisal Vovna s-a repezit la ea, inima i s-a oprit undeva în gât. Ecaterina, Ecaterina, a strigat ea, lovindu-i pe obrajii fetei și apucând-o de mână. Ecaterina și-a deschis încet ochii. Fața ei era palidă. Ce s-a întâmplat? Doamne, cât mai speriat, a spus ea. Noaptea mi-a fost rău, m-a apucat greața, apoi a apărut slăbiciunea, a spus încet Ecaterina. De ce nu m-ai chemat? Nu voiam să te trezesc. Femeia o examina cu atenție pe fată. Avea cercuri sub ochi, fața era ostenită. Și mai plângea de greață. Raisa vovna era o femeie destul de experimentată pentru a-și face propriile presupuneri. Așa, draga mea, acum vom lua micul dejun și vom merge la spital, a spus ea. La spital? Ecaterina și-a deschis ochii mari, speriată. Ei bine, cum să spun, nu chiar la spital, ci la o clinică de femei la examinarea ginecologului, temerile Raisei vovna au fost confirmate. Termenul este destul de mare, aproximativ trei luni, a spus medicul, o femeie cu ochi buni. Și oricum, nu ți-aș recomanda, copilă, să scapi de făt. Poate apărea complicații. Nenorocitul, a gândit Rai vovna, nici măcar nu s-a gândit la siguranță. Fata este încă atât de inocentă. Desigur, ea nu înțelege nimic. Ecaterina a fost devastată de această veste. Cum o să-i spun tatălui meu? I s-au umplut ochii de lacrimi. Cu grijă, pentru a nu o răni, Rai Salvovna a întrebat-o dacă nu se gândește să facă avort. Tu ce crezi? Desigur că nu, este copilul meu. Și foarte bine. Acel zi a fost specială. Ecaterina, cumva brusc, a devenit mai matură. Parcă a înțeles responsabilitatea ei față de copilul care nu s-a născut încă. În ochii ei a părut înțelepciunea caracteristică unei femei adulte. Acest lucru părea uimitor. Rai Salvovna a observat schimbările care se petreceau în fată și aprobator de din cap. Ei glumeau și râdeau, contagiind-o pe Oxana cu veselia lor. Și ea, Deși nu cunoștea încă subtilitățile lucrurilor, cu bucurie susținea atmosfera ce domnea în casă. Minunată veste! E un adevărat dar de Crăciun, se bucura Ecaterina. Pentru că, într-adevăr, Crăciunul e foarte aproape, se miră Rai Salvovna. Petrecându-și mult timp în această casă, ea nu observa cum se decorau viu vitrinele magazinelor, cum ardeau strident și ademenitor ghilandele pe străzi împodobind stâlpii de felinar și copacii goi. Seara, a sunat Alexei Vladimirovici, Ecaterina vorbea cu tatăl ei și nu îndrăznea să se mărturisească. Ea încerca sincer să-i spună vestea, dar în ultimul moment se pierdea și schimba subiectul conversației. Ea s-a uitat implorător la femeia în vârstă, care era așezată în scaunul din fața ei. Femeia urmărea conversația, așteptând reacția bărbatului. Văzând că fata nu se poate decide, ea a preluat inițiativa și a cerut să-i dea receptorul. Bună seara! A cântat ea dulce în receptor. Sper că stați jos. Nu, a răspuns Alexei Vladimirovici. Era bucuros să-i audă vocea. Stau la fereastră. Mai bine așezați-vă, avem o veste. Femeia a aruncat o privire jucăușă la Ecaterina. Apoi și-a acoperit capul cu mâinile și, pentru orice eventualitate, și-a închis ochii. Din lateral, părea foarte amuzant. Ei bine, cum să vă spun mai delicat, a început ea. În general, fica dumneavoastră este însărcinată. Ce? Păi, așa se întâmplă uneori, știți, fetele uneori rămân însărcinate. În receptor a devenit suspect de liniștit. Rai Salvovna a așteptat puțin, apoi a privit în telefon și a suflat. De ce un sufli în ureche? A răsunat un glas iritat. Verific dacă sunteți în viața acolo de fericire. Mi se pare sau te distrezi cu mine. Rai Salvovna a oftat, au tăcut. Tatăl este acel om, Genadie. Da. Toată jocul ei a dispărut, Înțelegea toată importanța momentului. Nașterea unui copil este o mare responsabilitate, iar acest bărbat, ca nimeni altul, o înțelege. Iar dacă luăm în considerare faptul că viitorul tată a abia ucis propriul copil împreună cu mama sa, atunci merită să te gândești de două ori. Predându-se reflexiilor filozofice, femeia a ratat atacul din partea cealaltă. Cel puțin, o veste bună. O avem cu siguranță. Acum tonul lui a devenit ușor jucăuș. Da? Care? Rai Salvovna s-a rătăcit. Ea a pierdut firul conversației și se uita în jur cu neatenție. Ecaterina urmărea cu atenție conversația acestor doi adulți tracii ei. Ea chiar s-a plecat puțin înainte pentru a nu rata nimic. Cum care? nu mă vei părăsi în voia sorții și vei rămâne cu noi pentru a ne ajuta și a ne susține, nu-i așa? La urma urmei, ești o femeie bună și receptivă. Da. Ea nu putea să se adune să te ajute în calitate de îngrijitoare. Nu în calitate de soția mea? Vei fi soția mea? Rai Salvovna și-a închis strâns ochii, iar Ecaterina a aplaudat, arătându-și bucuria. Ea bănuia că oamenii se întâlnesc nu întâmplător. Vă mulțumim că ați ascultat până la sfârșit. Nu uitați să vă abonați și să puneți un like. Asta ne motivează foarte mult. Toate cele bune!